carapă, ia. Dar dată de-a fiar lui jos, n-am zis niciodată, ia bă, zecelești. Dă-l în pula mea, că nu mai mă duc în bab, pula mea. Gura lui de mult. Da, mă, da. N-aveți nicio obligație, mă. Nu mai zice, nu mai vii umbre, ca zic bunicul că te bagă la plată la măcoza. Te-ai dus o dată, de două ori, tu te-ai pula mea. Ce pula mea, el e cu chirie. El vrea să-și descarce singur, dacă nu să-și aducă oameni. Acum zicea că are 5 oameni, dar i-are în braț. Până acum zicea că e ei, în familie, acum că are 5 oameni. Nu mai vrăjează. Nu spune. Pe fiarele alea, ia pornuțul. E o grămadă de bani. Că le vopsește. Că altfel nu-ți problemea lui să plătească chirie și aia de lui ișa. Le vopsea dracului în curte. La el. Da, mă, da. Mai mult praf de la ei pe afară, pe jos. Unde? Unde le samblează ei, unde le dă drept. Se bate praf drept, un disipul ăla. Am văzut praf de pe jos, la presiunea aia de aer. Spune-le, mă, că e la bufă. Și oprește. Ia să vezi ce-l strivește pe ăla. Haide. Hai, mă. El a greșit, că nu l-a lăsat să bage el. Acolo. Știa că nu intră în goara așa, că face sensul. E mâna, domnice, nu l-are mă, ăsta de la încolo. A rămas o ușă deschisă. Unde? Că dacă nu e ușa din spate. La tine, nu? De ce? Da, păi se aprinde ăsta, plafoniera. Iar s-a prins. Dă-i, mă! La gară! Să pun pe Cristi la termopane. Păi el îl face praf. Hai, Pavel! Să trag de ușa aia din spate. Ai zis că o iei să mergem la buletin? Uh-huh.